Poate că România nu este mereu locul în care ne simțim în siguranță. Poate că în țara asta nu suntem mereu fericiți. Poate că România mai are mult de muncă. Dar un lucru este sigur. Ne facem bine. Acesta este mesajul pe care îl aduc astăzi Paula Herlo, Cristian Leonte și Cosmin Savu. Bun venit! Bună! Bine v-am găsit! Bună ziua! Cu această apariție memorabilă. Așa, cu această, da, exact, Paula, cu această apariție memorabilă. V-am văzut la televizor că aveți o discuție despre o ținută memorabilă, da. Și am zis că e momentul ăsta, e momentul ca eu să-mi fac apariția. Și cum vreau să am o apariție comemorabilă. De ce? Vezi, am zis, deși fața mea, dar mă rog. Aș putea să-l contrazic cu o mie de argumente, dar oricum. Cu subiecte importante. Cu subiecte importante, nu mai veni pe strada asta cu bășcălia asta simplă. Te rog frumos. Ne facem bine? Ne facem. Ne facem bine, nu? Asta nu, e... nu întreba. Ne facem bine. Nu, nu. Ne facem bine. Ne facem bine. Ne facem bine, clar. Ne facem. Ok. Aveți în minte mesajul ăsta optimist atunci când mergeți pe teren și când anchetați diferite situații? Eu, sincer, nu. Deci nu am acest mesaj în minte. Am o grămadă de alte mesaje. Nu am să le reproduc aici. Okay. Dar, să nu spun eu ce mesaj am pentru pentru cei care conduc primăria capitalei, pentru că m-am trezit azi dimineață cu ora apă caldă. Iar? Și tu? Da, dar se spală ca o divă cu apă minerală. Zi! Hai, nu mă nebuni! Face baie în lapte. Da. Noi acum, pentru că am lansat primul volum cu toate nenorocirile planetei, am zis că volumul 2 e să fie ceva mai ușor de servit la micul dejun. Iar cartea care se va lansa la Gaudamus pe 24 noiembrie la ora 13:30, după vot imediat, da. Este această culegere de... E ca o culegere de ipetrică. De... Chiar e pentru voi. Ah, ce drăguț! Mulțumim! Asta cu sclipici. Să vă bucurați de poveștile de acolo, pentru că sunt... Sunt numai oameni frumoși pe care noi i-am întâlnit și i-am povestit la România Te Iubesc. Sunt acei oameni care schimbă România din temelii. Și să descoperiți cercetători, oameni care fac ceva pentru alții dezinteresat, medici cu adevărat extraordinari. E un tablou de oameni senzaționali, de care noi suntem mândri, care nouă ne-au fost inspirație, da. Și pe care i-am pus în această carte pentru ca niciodată nimeni să nu uite că ei au servit România până la urmă. Credeți că asta este șansa noastră să ne facem bine? E clar că binele le fac oamenii. Și aici o să găsiți oameni faini. Oameni care au construit ceva, oameni care s-au implicat în proiecte de suflet, oameni care schimbă România. Noi de la asta am pornit. Sunt 30 de ani de la Revoluție, lovitură de stat, ce-o fi fost schimbarea aia de regim. Da. Și ne-am dat seama că noi ne uităm tot timpul la neîmpliniri. Dar în 30 de ani au fost oameni care au făcut lucruri. Au fost oameni care au schimbat și care ne-au schimbat și pe noi. Adică găsiți acolo personaje care o să... Uite, Paula poate să spună cum a schimbat și ea și a schimbat și ea și a fost și ea schimbată și în același proiect. E povestea Asociației Dăruiește Viață, de fapt e și povestea spitalului care acum se construiește, de unde a pornit totul, cum ne-am întâlnit noi în 2009, cum am pus la cale tot felul de proiecte, cum nu ne-am imaginat niciodată că vom ajunge aici. Și o să le descoperiți pe Oana și pe Carmen, așa cum sunt ele și cum probabil oamenii nu le știu. Am scris și despre Marghi Cerban, unul din cei mai senzaționali medici pe care îi are România, femeia, medicul care a făcut primul transplant de celule stem în România și care cu mare eforturi a reușit să ridice o clinică la Timișoara în memoria copilului ei, împreună cu soțul ei, profesorul Cerban. Îi găsiți povestea dramatică, dar găsiți și felul în care și-a luat resursa din drama pe care a trăit-o ca să construiască ceva pentru copii, să salveze alți copii, pentru ca niciodată nicio mamă să nu mai trăiască drama ei. E povestea casei Sher, de asemenea, care
Spune povestea lui Bogdan Tănasă, de la Iași, care construiește case pentru copii săraci. E povestea Magic Camp, scrisă de Alex Dima. Sunt poveștile cercetătorilor pe care i-a filmat Rareș Năstase în America. E Edmond Niculușcă, cel care face cu bastonul prin București. Și, uite, Frăția Bărboșilor, că văd că... Ce vă mână să faceți treaba asta? Întreb, anticipând răspunsul, după ce l-am văzut reacția de mai devreme. Ce ne mână? Faptul că o putem face, răspunde unul dintre ei. Suntem o mână de oameni. Nu facem din obligație sau din dorința de a arăta ceva. Există sens. Care? Bunătatea. Binele care într-o zi se întoarce. Andreea Manager, Vladimir e bucătar, Oscar e barman, Patriciu e artistă și așa mai departe. E un fragment din Beard Brothers, Frăția Bărboșilor și, da. Și surorilor lor, scrisă de Alex Dima, pusă în această carte, în noul nostru volum, România te iubesc, ne facem bine. Și pe spate citesc un text deosebit. Este o carte pe care o deschidem cu optimism, ne dorim inspirație pentru cei care își doresc să facă binele și model tuturor celor care văd în prea multe tonuri închise viitorul României. Care retorica acestui titlu? Ne facem bine noi nouă sau ne facem bine după o boală grea? Exact începem cum, să ne vindecăm. Exact cum citești România te iubesc în atâtea și atâtea nuanțe. Da, așa. Exact așa citești și tonul ăsta. Era, cum, eu așa am văzut și ca o întrebare, la întrebarea ce mai faci? Și tu spui, facem bine. Facem bine. Și ne facem bine, înseamnă că noi toți... Noi nouă. Noi nouă ne facem bine uitându-ne spre oamenii ăștia, lipindu-ne de ei, pentru că pe foarte mulți, uite, Carmen și Oana, cumva noi ne-am găsit și ne-am lipit una de alta ca să reușim să schimbăm ceva. E pur și simplu un tablou plin de oameni luminoși, care cred că vor fi inspirație pentru alții să iasă din confortul, din apartamentul lor frumos și să înceapă să facă ceva pentru alții. Eu nu cred că... M-am gândit ieri la asta. Eu nu cred că sunt un om bun. Cred că sunt un om care se ajută ajutând pe alții. Asta cred că ar trebui să... Cred că chiar și pornind de la asta și tot ar trebui să facem lucruri. Cred că te poți ajuta pe tine ajutând pe alții. Și o să vedeți că sunt și povești despre oameni care construiesc, care lasă ceva în urmă. Știi că noi am vorbit în materialele noastre despre dezindustrializare, coloși prăbușiți și așa mai departe. O să vedeți oameni care construiesc proiecte. Nu știu, de la Tudor Giurgiu, care va lăsa în urmă un festival, cel mai important festival de film din zona asta, Europei. Mihnea Vârgolici, care a făcut cel mai tare concurs ecvestru din sud-estul Europei. Sunt personaje la care lasă ceva în urmă și construind și lasă cu pasiunea bine. Lor, știi, nu-și lasă pasiunea să doarmă. Nu stau într-un fotoliu așteptând un film, următorul film fain la televizor. Lui Tudor Giurgiu, dacă a plăcut așa mult filmele și a adus toate vedetele din visele lui și a adus toate filmele cele mai minunate din lume în business-ul lui până la urmă, în ce a lăsat în urmă, ce o să crească de acum înainte. Mihnea a iubit caii dintotdeauna și a ajuns să facă cel mai mare și mai grozav show ecvestru din... Florin Talpeș, un profesor de matematică care merge cu metrou, locuiește în apartament, e milionar și are cel mai vândut produs românesc. Un software. Și încă lucrează la asta. Și care dezvoltă în continuare. Și care își dă seama că... Sunt povești care au fost urmărite ani și ani și ani și ani, pentru că oamenii ăștia au fost descoperiți de echipa România Te Iubesc la un moment dat și ne-am tot și întors la ei. De fapt. Ne-am întors la ei să vedem ce mai fac. Ei făceau bine în continuare. De exemplu, Magic Camp s-a extins extraordinar de mult. De la un biet pat, a ajuns acum să fie o întreagă casă, corect, să fie Magic Box și așa mai departe. Lucrurile astea cresc Magic Help și cresc și așa mai și cresc. Departe, da. Mulțumesc. Cresc în continuare. O să vedem un reportaj important. Duminică mă întorc în Africa. De fapt, materialul ne întoarce în Africa este un material despre Imperiul lui Ovidiu Tender, filiera africană. Cum subiect a ajuns ușor. Milionarul român să concesioneze niște perimetre de petrol, aur, niște fosfați. Ce-ți lipsește pe acasă?
Exact, să ai pe ce pune ce mâna când... Să fie acolo. Că nu se știe. N-ai de unde, da. Dacă într-o ciorbă îți trebuie, nu? Ce, dacă ai nevoie vreodată. Ce credeți, că eu chiar am nevoie de toate rochile pe care mi le cumpăr? Să fie. Pe aia am zis și eu. Nu, iar ai dus-o în zona ta. E o poveste fascinantă. Iar te-ai dus în mic. E o poveste fascinantă. Omul ăsta a ieșit din închisoare săptămâna trecută. Așa. Și a dat primul interviu mie, nouă. E o poveste pe care am îmbrăcat-o și care cu siguranță că o să stârnească multe curiozități. Mm-hmm, cel puțin. O să fim cu ochii pe tine, duminică, așa. Da, și să fiți și la lansare pe 24 la ora 13:30. Da. Veniți cu ținute memorabile, da, pentru mm-hmm. că vor fi mulți oameni acolo și e păcat să nu vă vadă îmbrăcați frumos. Și, de asemenea, vedeți că veți primi întrebări din carte. Deci ar fi bine să o și citiți. Da, v-am dat-o din timp. Să nicio nu... problemă, că nu Andela citește. Chiar și în pauzele de publicitate. Și nu citește, are, da, are o sete de cultură în ultima vreme. Are și niște pauze la sfârșit. Oh, yeah! Perfect! Mulțumim tare mult că ați trecut astăzi pe la noi. Și bine ne-ați invitat. Exact, exact. Ne-ați adus o veste bună. Ne facem bine. Absolut. Mulțumim tare mult!